și surori din Biserica Philadelphia din Portland. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Pentru toți frații români din Statele Unite, din România, din Europa, din Canada sau Australia, în aceste vremuri grele, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Aș dori în această dimineață să avem câteva versete din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu este de mult, este din veșnicie și va merge în veșnicie, dar cuvântul lui Dumnezeu este în prezent, actual și în această zi. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate întări, cuvântul lui Dumnezeu aduce mântuire, aduce vindecare, așadar ne rugăm lui Dumnezeu cuvântul lui, în primul rând să aibă să fie pentru gloria și slava lui Dumnezeu apoi să fie pentru mântuirea și desăvârșirea bisericii sale. Să urmărim câteva versete din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, de la versetul 19 la 27. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești tu? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis ce zici tu despre tine însuți? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ne calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus în următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei lui. Amin. Dragii mei, am ales acest cuvânt călăuziți, zic eu, de Domnul și de Duhul Domnului în această vreme tristă și plină de încercări. Și în primul rând, primul lucru aș vrea să ne uităm puțin la glasul acesta, la persoana aceasta, la glasul care striga din pustie. Eu, în această dimineață, nu sunt mai mult. În față la numele meu, nu se poate scrie mai mult decât un glas. Biblia ne spune că în mai multe locuri că am fi doar un abur, ceva care trece. Astăzi, încă, mai bate aburul în noi și putem să spunem ceva. Mai pot să zic ceva spre dumneavoastră din Filadelfia, spre frații și surorile mele din România sau din Europa, spre mulți alți frați pe care i-am cunoscut și mai pot să zic cu vocea mea, cu glasul meu ceva. Nu, a spus Ioan, nu este el Hristosul. El a fost întrebat dacă e Ilie și a spus, nici Ilie nu sunt. Ilie a fost un om mare, el nu a fost Ilie. Dar ești proroc, ești prorocul, Vă întreb eu pe dumneavoastră, nu era Ioan Botezătorul prorocul? Nu era el un proroc? Domnul Iisus spune că mai mult decât un proroc. Totuși a ales Ioan Botezătorul să fie doar atât, un glas care strigă. De aceea, sub acest gând, sub acest cuvânt, sub aceste, această formulare, vreau să avem câteva gânduri astăzi glasul care strigă în pustie. Ioan Botezătorul nu era, și aș vrea să semănăm cu el, decât un mesager. O voce care a mai strigat puțin până când din cauza adevărului Irod i-a luat cap. Glasul lui a strigat și a strigat adevărul celui ce l-a trimis și l-a chemat să strige. A fost doar un Trimis a lui Dumnezeu, o voce. Ce de fapt suntem noi, cei care lucrăm în viața lui Dumnezeu? Ce de fapt ne putem atribui nouă? Îmi place cuvântul Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 7. Eu mă asociez cu acest cuvânt și chiar îl cred din toată ființa mea și mă așez pe el. Așa că nici cel ce sădește. Nici cel ce udă. Nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Mă, aleg, mă aliniez în această dimineață față, lângă Apostol, și lângă toți cei ce cred ca și mine. Noi suntem o voce. Indiferent că semănăm sau udăm, am predicat mult sau puțin, suntem. Nimic. Dumnezeu este totul care face să crească. Este un moment potrivit în această dimineață să-l laudăm pe Dumnezeul nostru care din nimic a făcut ceva veșnic. Am vrut să mai arăt încă un glas care striga din Biblie. Să mai citesc măcar un verset. Pe urmă am să mă duc la pustie aceasta, căci glasul a strigat în pustie. O voce care a strigat în pustie. Ce? De ce a predicat Ioan, botezătorul în pustie? De ce n-a predicat în centru? De ce nu s-a dus la templu? De ce s-a dus în pustie? Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 40, versetul 6 și la 8, un glas zice, strigă! Predicatorul acesta din Vechiul Testament, Isaia, a auzit într-o zi vocea lui Dumnezeu și a zis, Isaia, strigă! Ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. O să cadă oameni, o să cadă flori frumoase, dar va rămâne cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne ancorăm, era tema noastră anului, pe promisiunile lui Dumnezeu. Ele rămân valabile, veșnic, când nu o să mai fim noi. Poate vor fi copiii noștri sau nu știu cine o să mai fie. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și ce Dumnezeu ne-a spus de aici, ce zice Dumnezeu, se face și ce poruncește El, ia ființă, slăvit să fie Domnul. Acum, aș vrea să puțin să ne oprim în pustia pe care a făcut-o coronavirus. A reușit acest, virus să facă străzile pustii. Mai vezi oameni și saluți în balcoane, își cântă, se salută unul pe altul. Mai vezi o bătrânică strigând, cumpărați-mă o bucățică de pâine, că nu pot să ies afară și n-am pe nimeni. Așa a făcut un pustiu de mare, pustiu, aeropoartele, zgoale avioanele. Sunt izolați oamenii, despărțiți unul de altul, copii de părinți. E o mare pustie. E ceva ce n-a mai fost niciodată E un mare pustiu pe pământul acesta. S-au golit bisericile, au rămas băncile goale. Coronavirus a lăsat o mare pustie. Și eu, împreună cu alți frați, am venit să strigăm din pustie. Să ne aude cineva. A reușit să facă asta, dar vreau să spun ceva în această dimineață inspirat din acest text. Trezirea a început din pustie. Ioan Botezătorul a predicat în pustie. Cine a putut să creadă că în pustie aceea, se va declanșa cea mai mare trezire din lume? Ca acolo, în pustia Iordanului, Va răspunde cineva la marea întrebare a lui Isaac, unde-i mielul de jerfă? În pustia aceea s-a dat cel mai mare răspuns. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu ne temem de pustie. Am auzit chiar în dimineața aceasta că în mijlocul pustii, în valea umbrelor morții, Dumnezeu poate să o transforme în locuri pline de izvoare. În pustie, are Dumnezeu de spus ceva. Când oamenii nu mai știu ce să spună, când oamenii se simt distanțați și amenințați de acest virus, mai are Dumnezeu un cuvânt de zis. Nu oamenii mari, ar statelor au totul de zis. Nici moartea nu are ultimul cuvânt. Dumnezeu mai are ceva de zis. Să aici în cu pustii. Aici, la Iordan, s-a făcut marea trezire. Au venit oamenii și l-au primit pe Dumnezeu, s-au botezat, s-au aliniat în spatele lui Hristosul după ce a fost botezat. L-au urmărit și ucenicii lui Ioan și au mers după el și el s-a întors la ei și a spus: Cei cu voi, pe cine căutați? Unde învățătorul? Am vrea să știm unde locuiești, vrem să mergem la tine acasă. A fost primii ucenici pe care Mântuitorul i-a ales chiar atunci, în pustie. Da, a reușit să ne despartă coronavirus. A reușit să ne strice versetul care îl citeam cu așa drag, câteva versete din Psalmul 133. Ne era drag mereu să medităm la el. Era ceva care era inspirat uitându-ne unul la altul ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor, este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo de Domnul binecuvântare, iubiți frați și surori din Filadelfia. Așa e că sunteți și voi împreună? Nu ne poate despărți coronavirus. Ne va despărți într-un mod fizic, dar noi, în Duhul nostru, în Duhul Sfânt care a venit la Dumnezeu, în Hristos, suntem una, suntem trupul lui, simțim pentru betegii de astăzi, ne doare pentru ei, pentru suceava, spunea pastorul, acolo a fost mare dramă, unul din cei mai mari predicatori care a brăzdat România și pământul întreg, Viorel Candreanu, a fost răpus, s-a mutat acasă. Cineva din Suceava, cine ia locul? Dumnezeu să binecuvinteze zona aceea, care e așa de mare necaz acolo. Șeful de la Radio Vocea Evangheliei este în spital în Iași. Ne rugăm la Dumnezeu căci omul ăsta a transmis mult numele Domnului și a vorbit adevărurile lui Dumnezeu. Și acum stă întins în spital, așa de bolnav, nu numai el, soția lui afectată și familia lui. Dumnezeu care poate să se atingă de el, să-l pună din nou în picioare. Ne rugăm pentru asta, pentru alți frați. E ne salutăm, ne cercetăm, ne trimitem mesaje. Eu grămadă de frați în Europa, în Italia și în România care sunt bolnavi. Strigăm ca și din pustiu aici singur, la un microfon, doi, trei frați, dar strigăm, nu în vânt, strigăm către un Dumnezeu care aude, către un Dumnezeu care vede, către un Dumnezeu care poate și către un Dumnezeu care vrea. E rea pustie aceasta pe care coronavirus a făcut-o. Dar așa câteva minute aș vrea să vă spun de o pustie mai rea decât asta. Este pustia în urma păcatului. Dacă acest, acest virus ne desparte, probabil, zic eu și sperăm asta, pentru un timp, mai scurt, abia așteptăm ca omul de sub apă să ieșim afară, să luăm din nou aer și Dumnezeu să facă asta cât mai curând. Amen. Să putem să evadăm din această zonă și să vină din nou soarele neprihănirii peste noi, să putem fi împreună, să lăudăm cu toții, cu miile, numele Domnului. Dar pustiuul păcatului e mai rău. E mai greu. Desparte suflete, desparte pe oameni, nu numai de oameni, ci desparte pe oameni de Dumnezeu. Păcatul pune zid de despărțire. Nici creștinii nu pot locui cu ceilalți, să stea împreună, să lucreze împreună, n-au aceleași doruri și aceleași scopuri dar mai mult păcatul ne-a dus departe de origine, de Dumnezeu. Păcatul a făcut zid de despărțire. Ne trebuie cineva și am venit să strig în dimineața asta, după un ajutor, cineva care să strice zidul ăsta, să dărâme, să poată oameni, mulțimea de oameni din lumea asta, să se întâlnească cu Creatorul, cu Tatăl nostru, cu Dumnezeu, cu iertarea. Și zidul acesta a fost dărâmat de Fiul lui Dumnezeu pe cruce. El a surpat zidul dintre noi și Dumnezeu. Așadar, dacă tu nu te întorci la Dumnezeu, nu-i devină nimeni. Tu ești de vină. Alege astăzi. Ascultă vocea mea tremurândă și împacă-te cu Dumnezeu. Am auzit cuvânt în dimineața asta că s-a pus o ușă care e deschisă, care nimeni nu poate închide și ușa aceasta e ușa mântuirii. Eu sunt ușa, a spus Hristos. Cine intră prin mine va intra și va ieși și va găsi pășune, nu mai sta. Nu vezi că lumea e pustie? Nu vezi cum oamenii se sting? Întoarce-te la Dumnezeu acum. Poate că această epidemie va fi o mare binecuvântare pentru mulți. Vor ieși din hăul păcatului și a suferințelor, se vor împăca cu Dumnezeu. Am spus și vreau să spun mai departe acest lucru, să-l subliniați. Pustia e locul cel mai potrivit pentru trezire. Când oamenii au crezut că ne închid, când oamenii au crezut că... Vor distruge o parte din oameni, că spre mulți. Va fi o explozie, se vor naște mai mulți. Când oamenii au avut treabă cu creștinii și au crezut că îi limitează, că ne sperie, vrem să le spunem că în mijlocul pustiei, în mijlocul acestei separări și izolări, Dumnezeu va face o mare trezire în lumea asta. Mulți oameni se vor întoarce la Dumnezeu, mulți oameni vor fi păcatele iertate nu știu cât ne vindecă fizic, dar ne vindecă sufletele și mii de oameni vor da mâna cu Dumnezeu. Noi nu ne disperăm. Noi suntem încurajați și vă spunem, oameni buni, împăcați-vă cu Dumnezeu. Uh, plec greu și de la ideea asta și acum vreau să pun o întrebare. Se face oare cineva vinovat de această stare peste omenire? Este oare cineva care poate să se asume că și el e vinovat? Am vrea repede să punem vina numai pe lumea asta. Este oare lumea vinovată pentru ce se întâmplă? Își merită oare lumea starea care o are acum? Am vrea să zicem într-un fel că da, atâtea desmățuri, Atâtea lucruri murdare s-au deslănțuit că au depășit Sodoma și Gomora. Atâta imoralitate l-au scos pe Dumnezeu din școli și în Statele Unite. Sau chiar l-au invitat numai câteodată pe Dumnezeu la anumite ceremonii. Da, Apostolul Ioan, la, capitol, la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, 1 Ioan, Apostolul iubirii, mai scrie trei epistole și în prima, capitolul 5, versetul 19, spune că știm. Noi știm lucrul acesta și nu am fost surprinși deloc. Știm că suntem din Dumnezeu și știm și asta, că lumea, toată lumea asta e bolnavă, zace în cel rău. Noi nu vrem să condamnăm lumea, Glasul meu în, în dimineața asta strigă pentru a salva lumea. Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșilor, ci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la El, să fie mântuiți, iertați de păcate. Lume, oameni buni care m-au zis, spuneți lumii și voi mai departe, strigați și voi, întoarce-te de la faptele tale, lume. Ascultați-L, luați exemplul lui Iona la capitolul 3. Nu vreau să citesc acum atâtea versete, dar capitolul 3, nu-i lung, vreo 10 versete. Predicatorul ăsta s-a dus într-o lume așa de păcătoasă, așa de lipsită de cunoașterea lui Dumnezeu, că nu știa să deosebească mâna stângă de mâna dreaptă. Împreună cu regele lui, o jumătate de milion de oameni, au făcut așa mult rău, încât Dumnezeu a trimis pe prorocul Iona să spune-le la Ninive că în 40 de zile va fi nimicită. Mai au 40 de zile și în Nive va fi nimicită. O, oamenii amenințare ca și a noastră de acum, când nu mai știi încotro să mergi, când nu găsesc oamenii, cât sunt oamenii de deștepți astăzi, cât de înțelepți sunt, cât de doctori și nu mai știu un medicament, sunt surprinși pentru că Dumnezeu este mai mare decât oamenii. Și acolo lumea aceea păcătoasă și rea a auzit pe predicator vocea asta care n-a strigat numai o zi și trebuia trei zile să parcurgă cetatea. O zi Iona a predicat și a spus mesajul acesta pe străzi. Și oamenii și regele de acolo au luat o decizie, o decizie care vreau să o ia conducătorii din România. O decizie care aș dori să o ia conducătorii din Statele Unite și de pretutinde din Europa. Au rămas bisericile și în Anglia lui Luther goale și s-au transformat în alte lucruri. Luați o decizie, mari lider ai lumii, și anume decizia a luat regele acela, spus să ne pocăim toți, să strigăm către Dumnezeu, să postim toți trei zile, noi copiii noștri și vitele, dacă cumva Dumnezeu va avea milă de noi și nu va trimite răul și moartea peste noi. Dumnezeu, ca și atunci și astăzi, s-a uitat din cer la atitudinea lor, la recunoștința lor. Au recunoscut că faptele lor sunt rele, că mâinele sunt pline de sânge. Milioane de copii au fost scos din burta femeilor. Cu mâinile pline de sânge, vă invit astăzi: veniți în fața unui Dumnezeu care are o milă mare pentru oameni. Și Dumnezeu s-a îndurat de Ninive și i-a iertat și nu i-a omorât. Iată, dar lumea aceasta este de vină. Și recunoaște lumea. Apostolul Ioan spune că în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 la 18, copilașilor, fraților, nu iubiți lumea. Lumea are lucruri rele, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu rămâne în el. Și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Sunt lucruri trecătoare, lucruri care se duc și Dumnezeu nu apreciază. Vrem să ne debarasăm de aceste lucruri, iubiți frați și surori, tineri și în vârstă din Biserica Filadelfia și oriunde mă auziți, este ceva la voi din ce a spus apostolul aici? Este la care va din noi Pofta firii pământești în glasul din pustie striga să-ți oprește-te, renunță la poftele firii pământești sau la pofta ochilor care nu se mai satură de privit, de acumulat, de a, de a copia, de a se... avea și el ce n-ar trebui să aibă. Sau a vieții, scapă de acestea și scapă chiar acum și nu poți să le ascunzi Nicăieri nu le poți închide. Le poți să te prăbușești cu ele în fața tronului de Harului Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, prin autoritatea Bibliei. Dumnezeu să te elibereze astăzi dacă cum v-au venit peste tine. Astea sunt în lume. Oare să avem și noi credincioșii ce va vină? Oare să fim și noi v-ați cu ceva de tot ce se întâmplă. Ori am greșit noi, copiii noștri. Daniel se ruga departe, prin zoner departe de țara lui, la capitolul 8, capitolul 9, versetul 8. Daniel, capitolul 9, versetul 8. Se roagă și spune, Doamne, Doamne, nouă, nouă la evrei ăștia, la poporul tău, ni se cade și nu, ni se cuvine, e drept, e normal să ni se umple fața de rușine. Nu știu dacă cineva recunoaște așa și zice amin după mine că așa este. Dar nouă împăraților, căpetenilor noastre, părinților noștri, se include și el acolo, se identifică cu poporul. Părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Fraților, să fie oare Vreunul unul din biserica Philadelphia sau din lumea asta să fie de acord cu mine, să mai fie unul, nu numai eu, că am greșit, că ne merităm soarta. Cine se poate judeca cu Dumnezeu, că niciun om neprihănit nu intra la judecată cu robul tău, spune David, că niciun om neprihănit nu-i pe pământ. Lângă sfințenia lui Dumnezeu nu ne putem pune pe a noastră. De aceea, aș vrea să ne uităm, poate că am fost ca cei doi ce s-au rugat la templu. Zic eu așa în trecere, cum spune Luca, la capitolul 18, de la versetul 10 la vale, spune că un om s-a dus la rugăciune, cum noi mergem la rugăciune, s-a rugat, s-a pus mai departe, cum stăm noi departe unul de altul și s-a rugat în picioare și s-a autoevaluat pe el, s-a apreciat cum el postește. Opriți-vă ăia care nu mai știți la cine să spuneți cât postiți să vă rugați. roagă -te, frate și nu mai spune pe internet că atâta te rogi tu și atâta mijlocești și alții stau și -mi nu mijlocesc, oprește-te. Mijlocitor e unul singur. E Hristosul, e singurul mijlocitor. Noi ne mai rugăm unul pentru altul, dar mijlocitor, e unul singur, singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. E Isus Hristos, Domnul. Spune-i Lui să mijlocească. Nu poți tu deschide ușa la Dumnezeu. Numai prin Hristos vorbește, roagă-te, Domnului Isus, când te rogi, în numele Lui, că El este mijlocitorul. Și spunea omul ăsta. Duh care poate veni și peste noi, nu-s nici măcar ca ăsta, care e păcătos. Judecata noastră, unul față de altul. Chiar ai judecat vreodată pe fratele tău că nu-i destul de pocăit, ci tu cumva, ca automat, când ai zis că unul e mai rău, tu ai fost mai bun. Dacă ai făcut asta, ești și tu vinovat. În Romani, capitolul 3, mi se pare, versetul 23, scrie că toți, toți oamenii, toți sunt vinovați. Toți au păcătuit și au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. În acei toți ne cuprindem și noi și cerem de la Dumnezeu și ne rugăm Domnul, care e bun, să ne ierte pe toți și să ierte tot poporul și să se uite la jertfa lui Hristos ca să ia valul ăsta de necaz și de epidemie de peste noi. Um, Pastor a citit în dimineața asta de Biserica Philadelphia. Am găsit eu o biserică și mi-am notat aici care nici ne știut că stă rău și că Domnul e supărat pe ea. S-ar putea întâmpla să credem că toate sunt bine. Și noi suntem acolo unde trebuie să fim. Automat înseamnă că avem pretenția ca Dumnezeu să ne ascundă când vin valurile. Așteptăm, și acum să sară peste noi cu morții, și să sară peste noi cu bolile, dar nu e așa. Biserica aceasta a spus că sunt bogat, nu dublixul de nimic. Și scrisoarea a fost cam dură, tu nu știi. S-ar putea să nu știm de multe ori, să credem că e bine să amestecăm închinarea noastră cu lucrurile cu mâinile pline de mânie și justificat tot ce ni se întâmplă, eu, mesajul meu din pustie de aici e ce a spus Ioan, știți ce a spus el, pocăiți-vă, a strigat din pustie și eu strig la fel în dimineața asta, ne de bine să ne pocăim, noi pocăiți și toți oamenii, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, ca Dumnezeu să se întoarcă spre noi. În textele acestea la Apocalipsa, la capitolul 3, versetul 17 la 19, spune Domnul către biserica aceea, către pastorul de acolo, eu am un aur special, tu ai aurul tău. Tu ai crezut că ești îmbrăcat, dar ești gol. Știți că îmbrăcămintea sunt faptele care nu ne mai trebuie acum. Noi avem credință și putem să facem ce vrem. Nu, Ni se vede goliciunea noastră, spune, trebuie să cumperi de la mine haine, să te îmbrazi cu ele, trebuie să faci ceva, trebuie să te întorci la faptele din tâi. Mai de multe erai îmbrăcat și acum nu mai ești. Trebuie să te întorci. Um, nu mai vezi cu ochii bine. Nu mai vezi și când nu vezi toate le faci rău. Nu mai vezi. Eu musul și pedepsesc pe toți pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă și îi pocăiește, se spune la această biserică. Uh, își și vrea să suport lucrurile acestea și să ne gândim în această dimineață, în ultimul punct care vreau, cu care vreau să mă apropie să închei, dacă lucrurile stau așa, oameni buni, ce e de făcut? Nu vreau să plec de aici până nu dau o idee. Ce trebuie să facem acum? Apostolul Pavel, în capitolul nou din Faptele Apostolilor, când s-a întâlnit cu Mântuitorul, când și-a dat seama că Isus e Fiul lui Dumnezeu și că trăiește, a spus o vorbă: a întrebat pe Domnul: Ce vrei să fac acum? Orb la ochi, a căzut jos de pe cal, condamnat la întuneric și la uh, niciun viitor, că era el nu, nu avea decât l-a cunoscut pe Domnul Isus în momentul ăla. A spus, Doamne, de acum Îți vinovat, am prigonit biserica, am făcut atâtea lucruri rele. Toate învățăturile mele, toate academiile mele de la picioarele Guamaliel nu mai au nicio valoare. Cum n-au astăzi pentru oameni mari, pentru uh, ofițeri, pentru doctori, ca ție victimă, nu mai au nicio valoare. Doamne, ce vrei să fac acum? A trebuit această întrebare să ne miște și pe noi... Cei de făcut acum? Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni, spune Marele Pescar, Petru 2, Petru 3 cu 9? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Ce fel de oameni? Să fim găsiți, să ne silim, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără vină? Și fă, 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 fără prihană și în pace. Um, aș vrea să citesc câteva versete din cartea lui Iov. Merită să le vedem înainte să închei și să citim din Iov, din capitolul 22, de la versetul 21. împretenește te dar cu Dumnezeu și vei avea pace te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătura de gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi, așezat iarăși, amin, vrem aia, la locul tău, dacă te vei întoarce la cel tot puternic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău, aruncă dar aurul în aruncă aurul din ofir în prun părăilor. Și atunci, cel tot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta, cel tot puternic va fi desfătarea ta, Îți vei ridica fața spre Dumnezeu, îl vei ruga și te va asculta, Îți vei putea împlini juruințele, pe ce vei pune mâna va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina, vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. Haleluia! Asta aș vrea să faci. Aruncă-ți aurul tău, aruncă-ți iubirile tale și Dumnezeu îți lui. Te va îmbogăți. Am găsit în Biblie și vreau să vi dau exemplu niște pocăiți care s-au pocăit în vremea ca și aceasta. Și am găsit în Biblie câțiva care nu s-au pocăit. Oare se se întâmple asta și cu noi? Unii, chiar după această dramă pe pământul întreg, cum spunea fratele Vasile, că s-a întins besna asta peste tot pământul, oare chiar nu se vor pocăi? Ieremia, capitolul 3, versetul 21 și 22. Oameni care s-au pocăit, vreau să facem parte din acești oameni noi. Un vuiet se aude pe înălțim, sunt plânsetele, și rugămințile de iertare a copiilor lui Israel, că și-au sucit calea și-au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Întoarceți-vă copii răzvătiți, vă voi ierta abaterile. Iată venim la tine, că tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Vă potrivește la careva imaginea asta? Ziceți de acasă de unde sunteți sau din spitale de unde sunteți. Ne întoarcem la tine. Că tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Filadelfia, hai să facem parte din acești oameni, să plângem, să ne rugăm, că avem deasupra noastră un Dumnezeu care zice, veniți, copii răzvrătiți, veniți, vă voi ierta abaterile. Iată-ne, venim, că tu ești Domnul Dumnezeul nostru. citesc și pe aceștia care n-au vrut să se pocăiască. Nu vreau să fie niciunul. Vreau să rămână fără câștig versetul ăsta. Îl citesc așa numai, că scrie în Biblie. De aceea, Ieremia 18, cu 11 și 12. Așa vorbește acum oamenilor lui Iuda, locuitorii Ierusalimului și zi, glasul din pustie. Așa vorbește Domnul, iată, pregătesc o nenorcire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și îndreptați-vă umbletele și faptele. Dar ei zic, dar ei zic, degeaba, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Doamne, ce curaj, ce atitudine la niște pocăiți, la poporul lui Dumnezeu care vorbește de ceapa. O, oh, așa să știi că Dumnezeu nu vorbește de ceapa. Cuvântul lui Dumnezeu e tare puternic. Nu te lupta cu Dumnezeu, nu ești mai tare decât El. Mai bine să ne recunoaștem greșelile, să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu. A fost glasul din pustie. Vom mai striga cât vom striga la urmă. Va striga și Dumnezeu. Încă acum mai strigăm noi, dintre băncile goale, de pe stradă, prin internet, Domnul să binecuvinteze pe cei ce transmit cuvântul lui Dumnezeu și se ocupă de asta, că e o minune a lui Dumnezeu să ajungă cuvintele acestea și în ziua Domnului să fie vreun mântuit că astăzi mesajul a mers la inima lui și la viața lui. Dar vreau să vă spun ceva. Acum mai strig și eu și alți frați. Va veni vremea când va striga Dumnezeu Auziți-l cum o să strige. Aș vrea să-l atunci. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Matei, capitolul 25, versetul 6. Dacă ar striga acum, ai ieșit tu din carantină. Are și care-s pe live suport. Dar a și și Viorel Candreanu din țărână și tata și mama. Când el va striga, vor ieși toți. Că ce Domnul cu strigătul unui arhanghel cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer, cu strigăt se va coborâ. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii vom fi care vom fi rămați, vom fi răpiți împreună cu El în nori, să întipirem pe Domnul în văzdu, astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mai strigăm cât strigăm. Dar așteptăm o strigare la miezul nopții și strigarea pe care Domnul o va face să ieșim afară. Dumnezeu, da, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, din Sion, care este întruparea frumuseții. Desăvârșite de acolo strălucește Dumnezeu. Du Dumnezeul vostru vine și nu tace. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor, și în lui o furtună puternică. El strigă. Salmul 50, versetul 1 la 5. El strigă spre cerul sus și cerul aude. Spre pământ. Să judece pe poporul său, strângeți împrecă din mei care au făcut legământ, legământ cu mine prin jertfă. Să strige Dumnezeu, Dumnezeu va striga și își va aduna pe toți cei ce au făcut legământ prin jertfă cu el. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă las în mâna cea mai bună. Să conclud cu câteva versete din Apocalipsa. Și doresc cât mai curând. Mi-am făcut un recesământ la activitatea mea în aceste zile și concluzia a fost foarte clară. Dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, cum mi-a dat-o până astăzi, și dacă îmi dă putere, ca mine cred că foarte mulți s-au făcut șuruință, eu voi sluji mai mult pe Domnul voi alerga mai mult până la capătul pământului. Pentru numele lui și pentru gloria lui. Eu și casa mea, cum a spus Iosua, ne-am adunat așa și ne vedem acum video, că nu ne putem întâlni numai cei ce sunt într-o casă. Ne trimitem cântări și versete din Biblie și facem conferință prin telefon și ne rugăm împreună. Apocalipsa, capitolul 1. De la versetul 4. Apoi, după ce voi citea aceste versete, mă voi ruga cu voi împreună. Ioan, câte cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă, din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de Domnie. Din partea lui Isus Hristos, Mântuitorul Credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului, lui, a lui care ne iubește, care ne-a spălat păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție preos pentru Dumnezeu, Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vece vecilor. Amen. Amen.